În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, cu versetul 27, stă scris Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Trăim într-o lume tulburată de multe conflicte. Conflicte politice, conflicte armate, conflicte între generații, conflicte în familie și lista poate continua. Oamenii se luptă din răs puteri să instaureze pacea în lume. S-au format organizații care militează pentru pace, se fac demonstrații publice care îndeamnă la pace și cu toate acestea, orice efort omenesc pare a fi sortit eșecului. Apostolul Pavel spune că pacea lui Hristos trebuie să stăpânească în inimile noastre. Domnul Iisus Hristos, înainte de a-și încheia lucrarea pe pământul acesta, a făcut următoarea promisiune. Citez. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pacea lui Hristos este diferită de pacea pe care o dă lumea, pentru că ea oferă liniște, asigură echilibru, vindecă orice rană în sufletul nostru și oferă sănătate fizică, psihică și spirituală în trupurile noastre. Pacea statornică, adevărata odihnă a spiritului, nu are decât un singur izvor. Despre acest lucru vorbea Hristos când a spus, citez, veniți, la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Această pace nu este ceva separat de sine însuși. Ea se află în Hristos, iar noi o putem primi numai primindu-L pe El. Pacea lui Hristos te face să ai liniște chiar dacă ești înconjurat de o mulțime de situații stresante și de conflicte diverse. Fiți recunoscători, continuă Apostolul Pavel, să mulțumim în fiecare zi pentru binecuvântările pe care le primim și pentru care nici măcar nu le-am cerut vreodată, pentru că Tatăl nostru Ceresc știe mai dinainte de ce avem nevoie și ni le oferă înainte ca noi să le cerem. Urmărește în această zi să dobândești să păstrezi, să duci cu tine pacea lui Hristos și fii recunoscător pentru tot ce primești de la Domnul.